Oamenii caută și se întreabă, cum viața mea poate să se lungească și să capete sens? O viață materială, cum să fiu ca pastorul Iulia sau Stanislav, să împlinesc voia lui Dumnezeu, că au lăsat tot ce este material și au urmat lucrurile veșnice? Am mers în Transnistria de după război, salvam pe cei săraci, prostituate, bandiți, le dădeam totul, timp de 10 de ani. Pe urmă am venit aici și am organizat o biserică și acum, în fiecare zi, până la marginile pământului, sunt 1 milion de interacțiuni cu oamenii. Cum acest om material, care nu a vrut niciodată să împartă nimic cu nimeni, acum trăiește pentru toți oamenii? Biserica, cuvântul lui Dumnezeu, prorocii apostolii au impact și viața capătă sens. Slavă lui Iisus Hristos!